Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Mă bucur să fim din nou împreună la închinare în această seară. Mă bucur personal să am părtășit cu dumneavoastră prin cântare, rugăciune și acum din cuvântul Sfânt al Domnului Iisus. Pentru anul acesta mi-am propus să am subiecte de predică despre bunătatea lui Dumnezeu. Și în această seară aș vrea să vorbim despre această roadă a Duhului Sfânt, care este bunătatea. Bunătatea lui Dumnezeu, care pe lângă închinarea corului, a tinerilor, a orchestrei, a celor care cântă individual, instrumental, bunătatea este un fel de închinare, un alt mod de închinare. Cu acest rod al Duhului Sfânt, bunătatea, noi putem să venim înaintea Domnului într-un mod în care să ne închinăm. Și zic ca Domnul să ne ajute să putem să ne închinăm din toată inima cu această modalitate, bunătate, a fi bun. Și sigur că, așa cum am văzut din textul pe care fratele păstor, Dumitru Popa l-a citit, Apostolul Pavel ne îndeamnă aici, în Romani, capitolul 2, că trebuie să fim conștienți de ceea ce Dumnezeu face pentru noi și că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Vreau să vă întreb dacă ați simțit în viața dumneavoastră, cel puțin astăzi, că Domnul a fost bun cu voi. Este cineva care poate să spună că Domnul a fost cu el bun astăzi? Este cineva care ar putea să îndrăsnească măcar să zică Dumnezeu n-a fost bun cu mine astăzi. Și îngăduiți-mi ca în următoarele minute să putem să învățăm despre acest rod frumos care este bunătatea. Și doresc ca toată biserica și toți cei care suntem prezenți aici să avem această caracteristică în viața noastră, să fim buni. Buni unii față de alții, buni cu semenii noștri, buni și cu cei care, poate am zice noi, nu merită să fim buni cu ei, dar mai întâi de toate trebuie să ne gândim la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Pentru că bunătatea, cum am spus, trebuie să fie o modalitate de închinare. Și atunci când ești bun cu cineva, atunci când îți arăți bunătatea față de cineva, te închini lui Dumnezeu și Dumnezeu vede atitudinea ta, bunătatea ta, pentru că încerci, cauți să-L copiezi pe Mântuitorul. Apostolul Pavel spunea, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. De aceea, să învățăm din Cuvântul Sfânt și să căutăm să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Psalmistul, în Psalmul 25, versetul 8, spune, Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Iată că Dumnezeu, în dragostea sa și în bunătatea sa, ne-a dat dreptul să ne numim copii ai săi și pe când eram păcătoși, El a spus, vino. Asta înseamnă că Dumnezeu este bun, ne-a dat o șansă și în această seară dă încă o șansă tuturor acelora care încă nu s-au întors la El. Dumnezeu a fost atât de bun că te-a așteptat ca astăzi să-și arate bunătatea sa față de tine. Nu știu ce ai făcut sau ce s-a întâmplat de n-ai gustat din bunătatea lui Dumnezeu și ai așteptat ca Dumnezeu să-și arate bunătatea față de tine. În această seară, Dumnezeu vrea să-ți demonstreze că este bun și este gata să te mântuiască. Este gata să te ierte, este gata să te elibereze, este gata să te vindece. Este gata să șteargă lacrimile de întristare și să te pună pe calea sa și de această traiectorie frumoasă care duce spre cer. De aceea, omul trebuie să înțeleagă și să cunoască că Dumnezeu este bun. În Psalmul 33, versetul 5 spune, El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Dar și mai mare când poate să vadă că Dumnezeu este în esența Lui bun. Și atunci când o va face, îi se va închina. Bunătatea lui Dumnezeu umple pământul. Dumnezeu a fost bun cu Australia, a fost bun cu România, a fost bun cu lumea întreagă și este în continuare bun. De aceea să nu uităm de bunătatea lui Dumnezeu.
Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, Psalmul 36:7, la umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Dumnezeu este atât de bun și după câte am înțeles, în țara aceasta binecuvântată, la umbra acestei țări, la umbra binecuvântărilor acestei țări, dumneavoastră vă puteți bucura de pace, de prosperitate, de liniște. Și am descoperit acest lucru nu pentru că am venit acum de câteva săptămâni în Australia, ci am trăit aici 2 ani și jumătate la Melbourne, am trăit în acest sistem din Australia și am remarcat că aici este o țară binecuvântată și omul, dacă îl iubește pe Dumnezeu, poate fi binecuvântat. De aceea să ne uităm că bunătatea lui Dumnezeu umple pământul, umple inima ta, umple familia ta, umple biserica ta și biserica aceasta de slava sa. Lăudat să-i fie numele său. Motive de închinare la adresa lui Dumnezeu. Psalmul 106, versetul 1. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. Psalmul 107, versetul 8. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui făcute oamenilor. Oamenii care nu vor să recunoască pe Dumnezeu și bunătatea sa pun o astfel de întrebare și poate că v-ați confruntat cu acest gen de întrebare. Dacă Dumnezeu este bun, de ce îngăduie atâta durere în lumea aceasta? Dacă Dumnezeu este atât de bun și plin de dragoste, de ce îngăduie războaie? Dacă Dumnezeu a fost atât de bun, de ce a omorât pe cei din țara Canaan ca evreii să intre în acea țară? Sigur că putem răspunde, putem să recunoaștem și putem să dăm răspuns. Dumnezeu știe ce e mai bine. Dar tot la fel am putea să întrebăm pe guvernanții noștri și pe mai mari acestei lumi, de ce sunt războaie în lumea aceasta? De ce este război în Irak, în Afganistan? A fost în Kosovo, în Serbia, este în Siria acum. De ce sunt conflicte armate? Dacă tu îl judeci pe Dumnezeu și întrebi de ce Dumnezeu a fost crud, nemilos și a ucis atâtea mii de persoane, atunci tu care vrei să fii bun și vrei să îl contracarezi pe Dumnezeu și vrei să arăți că tu ești bun și Dumnezeu este rău, de ce tu îngădui război într-o țară și alta? Nu se potrivește, nu? Mai mari aceste lumi, liderii mondiali, au pornit și încă pornesc și susțin conflicte armate. Am putea să le răspundem, dacă tu judeci și întrebi de ce Dumnezeu face acest lucru și nu și-a arătat bunătatea, de ce voi nu vă manifestați bunătate și încercați să opriți conflictele care se derulează și mor oamenii vinovați? Încă acum, când noi stăm în casa Domnului, mor copiii în Siria, mor în India, în Afganistan, în toate conflictele, în toate teatrele de război, atunci cine mai este bun pe acest pământ? Cine ar putea să demonstreze? Tu care judeci pe alții, cum zicea Pavel, tu care dai cer socoteală celui de lângă tine, de ce face păcat, de ce trăiește în păcat, de ce nu este bun? Tu faci aceleași lucruri. Tu care judeci pe Dumnezeu, de ce îngăduie și a îngăduit moartea în trecut, războaie, tu le pricinuiești, le dai curs, le pornești și se cheltuie și se cheltuie miliarde și miliarde de dolari pentru înarmare ca oamenii să moară. Atunci de ce tu care ai putere de decizie nu oprești și începi să fii bun cu cei de lângă tine? Oamenii încearcă să aducă pacea, dar nu reușesc. Noi ca și copiii lui Dumnezeu în această dupămasă trebuie să stăm liniștiți și să privim la ceea ce Dumnezeu face. Dumnezeu este în control. Pentru că El spune, pentru tine dau popoare, pentru tine sunt gata să fac sacrificii. De aceea, Tatăl din cer a făcut cea mai mare jertfă și cel mai mare sacrificiu când l-a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit de bunăvoie să moară, să-și arate bunătatea, ca prin moartea sa noi să avem astăzi iertare, mântuire și viață veșnică. Credeți că Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu
Iisus și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt buni? Pe ce vă bazați când spunem și afirmați că ei sunt buni? Am putea să răspundem tot cu întrebare. Dumnezeu este bun, Iisus este bun, Duhul Sfânt este bun, pentru că nu ne-a pedepsit după păcatele pe care le-am săvârșit? Da, putem spune și așa. Putem spune că Trinitatea este bună pentru că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta? Da, și așa putem. Putem spune că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt buni pentru că ne dă de mâncare, ne dă aerul acesta să respirăm, avem joburi, avem servicii, avem bunăstare, avem un confort. Putem spune și acest lucru. Sunt și alte motive. Fiecare vede bunătatea lui Dumnezeu într-un fel sau altul. În această seară vom descoperi câteva personaje biblice care au venit la Domnul Iisus Hristos. Câteva personaje biblice care au căutat să apropie de Domnul Iisus Hristos. Și mă gândesc la tânărul bogat din Marcu, capitolul 10. A venit la el un tânăr bogat. I s-a adresat Mântuitorului: Bunule învățător, de ce mă numești bun? A spus Domnul Iisus Hristos. Bun este unul singur. Iisus Hristos, chiar fiind Fiul lui Dumnezeu, nu s-a numit pe sine bun. Și avea tot dreptul, 100%, să fie bun și să îi se adreseze cu cineva cu acest apelativ: Bunule păstor. Că Iisus Hristos și-a arătat bunătatea față de toți oamenii. El n-a fost limitat în bunătate. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, putea să aibă acest titlu de bun. Dar Iisus Hristos zice nu. Unul bun este unul singur. Cine? Dumnezeu Tatăl. Deci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a recunoscut că unul singur este bun. Dumnezeu Tatăl. Numai El este singur. Dumnezeul cel Sfânt și adevărat. A recunoaște că Dumnezeu este bun și a nu te închina Lui, în consecință, stă la stricăciunea morală a tuturor oamenilor de pe acest pământ. Oamenii au uitat în esență să fie buni unii cu alții. Au uitat să-și arate bunătatea care Dumnezeu și-a arătat-o față de ei mai întâi. Apoi, mă duc cu gândul la un alt tânăr bogat, pe care îl găsim în Matei, capitolul 19, care a venit la Iisus Hristos și a zis: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și a început acest tânăr să enumere toate faptele bune pe care el le-a săvârșit. Vedeți, așa suntem și noi oamenii. Pe toate le-am făcut. N-am lăsat nimic nefăcut. Am fost bun cu cei care nu meritau să fie buni. Am dat de mâncare, am îmbrăcat, am căutat să fiu un creștin adevărat, un pocăit adevărat. Și Iisus Hristos îl privește ținte pe acest tânăr și lasă să-și dea pene toate faptele bune. A făcut tânărul ceva greșit? Nu. Am putea spune că din toate punctele de vedere și tot ce el a numerat, acest tânăr bogat a făcut bine. Dar Iisus Hristos vine și îi spune: mai lipsește un singur lucru. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vino și urmează-mă. Asta înseamnă că noi trebuie în totalitate, 100%, să ne debarasăm de tot ce avem și să mergem după Iisus. Să căutăm să nu fim agățați și lipiți și legați de ceea ce este pământesc. Că dacă Dumnezeu vrea să ne ia într-o clipă casa, mașina sau chiar și viața, să spunem: Doamne, Tu ești bun, Tu știi de ce e așa. Să fim gata ca la orice moment și în orice moment din viața noastră să putem să renunțăm la tot ceea ce avem cu un împrumut. Știți că tot ce avem și chiar viața noastră, chiar și copiii și chiar și proprietățile pe care le avem, ni sunt date cu un împrumut. Nimic nu este al nostru. Este al lui Dumnezeu și El, atunci când ne spune: vino acasă, suflete, lăsăm totul și plecăm. Nimic nu ne aparține. Tot ceea ce credem că este al nostru, de fapt, nu este al nostru. Fiindcă ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit în
facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrările făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboase. Atunci când lăsăm pe Dumnezeu deoparte și ne facem un Dumnezeu din ceea ce avem, asta înseamnă că Dumnezeu nu mai contează, ci contează ceea ce avem. Dumnezeu într-o clipă ne poate lua tot ceea de care ne agățăm și ne legăm viața, sufletul și mintea. Să nu uităm, tot ceea ce avem nu este al nostru, este al lui Dumnezeu și El face ce vrea, chiar cu viața noastră. Poate să oprească inima ta, poate să-ți oprească aerul, să nu mai respiri, pentru că Dumnezeu face ce vrea. De aceea, să nu ne întoarcem de la Dumnezeu, să nu întoarcem spatele la Dumnezeu. Ce este de fapt bunătatea? Ce este bunătatea? Tot binele se găsește în natura Lui. Dumnezeu fără bunătate nu este Dumnezeu. Dumnezeu, natura Lui, asta este, să fie bun. Până de dimineață, Dumnezeu lasă ca ploaia să vină și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu lasă soarele să ardă, să lumineze și peste cei buni și peste cei răi. Dar să știți că cei care se bucură astăzi de sănătate și de prosperitate, dar nu l-au pe Dumnezeu, vor suferi dincolo în veșnicie. Noi care astăzi trecem prin încercări, prin greutăți, prin eșecuri, prin nenorociri, suferim o clipă, dar ne vom bucura o veșnicie. Asta e speranța noastră și asta e nădejdea noastră. Și să nu ne mai gândim de ce acela nu suferă care urăște pe Dumnezeu și se consideră ateu. Dumnezeu îl lasă. Așa cum zice, nu smulgeți buruiana din grâu, ca nu cumva să smulge și grâul. De aceea Dumnezeu ne lasă pe toți, buni sau răi, până la vremea potrivită. Atunci când vine judecata, când Dumnezeu știe să separe pe cei buni de cei răi. Pentru a înțelege mai bine bunătatea lui Dumnezeu și natura sa, trebuie să știm un singur lucru. Bunătatea lui nu este tot una cu sfințenia. A fi bun nu înseamnă că ești și sfânt. Oare nu fac oamenii astăzi fapte de caritate? Oare oamenii care nu-L iubesc pe Dumnezeu nu fac fapte ca să fie mântuiți? Sunt oameni astăzi creștini în lumea noastră de alte confesiuni religioase care dau bani la biserică, care fac fapte bune, care dau în stânga și în dreapta ca Dumnezeu să ierte de păcate. Ei cred că dacă dau în stânga și în dreapta, dacă fac o faptă bună, Dumnezeu iartă. Deci bunătatea nu este egală cu sfințenia. Cuvântul Domnului spune, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Trebuie să ne sfințim și să uităm că dacă dăm, vom fi mântuiți. Nu, noi dăm și dăruim pentru că Dumnezeu ne-a învățat, dăm din sfințenie, dăm din ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Deci bunătatea nu este tot una cu sfințenia lui Dumnezeu. Apoi, bunătatea lui Dumnezeu nu este tot una cu mila Lui. Bunătatea lui Dumnezeu nu este tot una cu mila. Din când în când ne prinde pe fiecare acest sentiment de a fi miloși. I s-a făcut milă. Nu? Ni se face milă de un trecător, de un cerșetor și scoatem un leu sau scoatem un dolar și îl dăm. Că ne este milă, că suferă. Mă duc cu gândul la împăratul David, un exemplu frumos, care și-a arătat bunătatea față de un urmaș al prietenului său, al lui Ionatan. În 2 Samuel, capitolul 9, putem descoperi că el a pus o întrebare. Mai este cineva din casa lui Saul ca să mă port cu el ca și cu bunătatea lui Dumnezeu? David, cât a fost el de împărat, Duhul Sfânt l-a cercetat și a venit în fire și și-a dat seama că el trebuie să demonstreze
că este bun, nu numai teoretic, dar și practic. Și de această știre în țară și întreabă, mai este cineva din casa lui Saul? A mai rămas cineva? Și vine vestea și spune, da, mai este cineva, un copil de-al lui Ionatan, Mefiboset. Și zice, aduceți-l la mine. Îl aduce la el. Și ce credeți că face David? Îl așează la masă, îl hrănește și zice, de azi înainte tu vei mânca la masa mea. Câte zile vei mai trăi pe acest pământ? Ba mai mult, tot ceea ce a aparținut familiei tale vei recăpăta înapoi, proprietăți, moșii, averi și așa mai departe. David a înțeles că trebuie să fie și practic. Nu doar să fie sfânt și să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu, dar și practic. Atunci când ai primit din bunătatea lui Dumnezeu, atunci când ești plin de prezența Duhului Sfânt, bunătatea lui Dumnezeu se materializează în practică și în fapte. Și David a dovedit că îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul. Și a reușit să facă și să repare o greșeală. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu în această seară ne îndeamnă să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm, Doamne, ajută-mă să pot să fiu și eu bun. Să fiu bun cu semenul meu, să fiu bun cu tatăl meu, cu mama mea, cu fratele meu, cu sora mea, cu păstorul meu, cu liderii care mă conduc și mă învață. Noi trebuie să fim buni unii cu alții. Mulți au încercat să batjocorească bunătatea lui Dumnezeu spunând, da, sigur, Dumnezeu este bun. Uite cum i-a nimicit pe cei ce locuiau în țara Canaanului înainte de venirea evreilor. Ceea ce vă spuneam mai devreme, oamenii sunt gata să judece și să batjocorească pe Dumnezeu, căutând scuze și motive ca să nu se întoarcă la mântuire, ca să nu se întoarcă la Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum vom vedea că dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat fiind bun când l-a dat pe Iisus Hristos să vină ca să ne mântuiască. Și mântuirea care ne-a adus-o a fost, este și va rămâne la îndemâna tuturor celor care îl caută dintr-o inimă sinceră și curată. Te întreb în această seară dacă vrei din toată inima să-L primești pe Iisus Hristos în inima ta și în viața ta. Pentru că Iisus Hristos a fost atât de bun, a lăsat slava cerească și Ioan 3:16 spune, fiindcă atât de mult te-a iubit pe tine și pe mine, că a venit să moară pentru păcatele tale. Atât de mult te-a iubit, atât de bun a fost Domnul Iisus Hristos că a venit să moară pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Se merită să-L slujim, se merită să stăm lângă El pentru aerul care respirăm, pentru motivele de laudă și închinare pe care le avem și nu sunt puține, sunt multe și fiecare de aici ați putea spune, îl laud pe Dumnezeu, vreau să fiu bun, că atunci când m-am rugat, mi-a ascultat rugăciunea. Atunci când am fost bolnav, atunci când soția, când soțul, când copiii, atunci când am adus o cauză înaintea Domnului, El a fost bun și m-a ascultat rugăciunea, de aceea vreau să continui să laud și să mă bucur în prezența Sa. O, câte motive de laudă și de bucurie n-ai avea tu în această seară, dacă ai avea ocazia să mărturisești cât de bun a fost Domnul cu tine și de unde te-a scos. Te-a mântuit atunci când nu meritai. Fiecare am putea spune, când am fost cel mai prăpădit, am fost cel mai bătăuș, am fost cel mai mare alcoolic, cel mai mare drogat, am fost cel mai rău din sat, băteam pe toată lumea, Dumnezeu m-a scos și m-a mântuit. Am auzit astfel de mărturii a unor frați care au spus, numai bunătatea lui Dumnezeu m-a scos de acolo. Că oamenii din sat mă ocoleau când treceam pe acolo. Bunătatea lui Dumnezeu te-a scos și m-a scos de acolo. Dumnezeu a fost bun și este bun. Nu pot să uit, eu personal, și pentru faptul că sunt aici, este numai harul și bunătatea lui Dumnezeu care și-a arătat-o față de mine. Poate v-am mai mărturisit, dar vreau să repet, pentru tinerii care sunt aici și vreau să le fie un exemplu, pentru că eu l-am trăit și pot să-l spun. Aveam 16 ani, îmi plăcea foarte mult fotbalul și a zis tata ca păstor cu un fiul meu care este cel mai mic, să nu fie în biserică, eu predic la alții în biserică, să se pocăiască și copiii mei să nu fie în casa Domnului. După ce s-a săturat să mă mai mustre, să mă bată, ca să mă aducă la casa Domnului, a spus o frază memorabilă pe care Dumnezeu a ascultat-o. Și a zis, fiule, într-o bună zi, Dumnezeu îți va ieși în cale. Nu pricepeam aceste fraze pe care
Dumnezeu le-a rostit. Cum să-mi iasă mie Dumnezeu în cale? O să-L văd față în față? O să mă tragă de mână și o să mă ducă în biserică cu forța? Și într-o bună zi, când eram la fotbal, am căzut ca să cerat. Am făcut menis la piciorul stâng, mi s-a blocat piciorul, 2 săptămâni n-am putut să-l mai îndrept, nici să-l îndoi, am fost operat și am stat 3 săptămâni în spitalul județean din Arad și acolo Dumnezeu m-a cercetat și mi-a arătat că este bun. Și mi-a zis așa, ți-am dat această încercare, putea să fie mai rea, putea să rămâi handicapat pe viață. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că în acele 3 săptămâni în spital am gustat din bunătatea lui Dumnezeu și am înțeles că El mă iubește, mi-a dat o șansă ca să-mi revin, să-mi vin în fire și să vin în casa lui Dumnezeu. Rugăciunea tatălui meu a fost ascultată. Într-o zi Dumnezeu îți va ieși în cale. N-am știut cum va ieși, dar acolo în spital mi-am dat seama. Acolo pe teren Dumnezeu mi-a ieșit în cale. Că în loc să fiu duminică la biserică seara, eu eram pe stadion și eram cu prietenii la fotbal. Și acolo Dumnezeu, de acolo Dumnezeu mi-a scos, pentru că a știut că în viitor va vrea să facă din mine nu o stea de fotbal, nu o vedetă de fotbal, ci o vedetă în biserica lui Dumnezeu. Un mesager, un evanghelist, un păstor, ca să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu. Și atunci nu este Dumnezeu bun? Îl lau și îl preamăresc, pentru că n-am ajuns într-un cărucior cu rotile, așa cum am văzut pe alții handicapați și bolnavi, loviți de soartă. Eu pot să spun că Dumnezeu a fost bun cu mine și îi mulțumesc. Chiar dacă n-am ajuns să ajung în alte stadioane și aplaudat de mulțime, sunt mulțumit și bucuros că pe mine mă aplaudă cerul. Atunci când fac voia Lui, atunci când sunt bun față de alții, atunci când îl preamăresc și vestesc Evanghelia, știu că cerul se bucură. Chiar dacă cei din jur nu apreciază, dar știu că cerul apreciază și Dumnezeu Tatăl din cer, Dumnezeu Iisus Hristos și Duhul Sfânt apreciază munca ta și munca mea, munca noastră a fiecăruia. Dumnezeu vede sacrificiul și jertfa pe care o faci pentru El. Pentru că nu faci altceva decât să demonstrezi și să dai răspuns la bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să căutăm și să stăm lângă Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Nu mai târziu, când nu se mai poate face acest lucru. Bunătatea lui Dumnezeu apoi se vede în providența lui față de om. În Neemia, capitolul 9, putem descoperi un alt exemplu. Și fiii lor au intrat și au luat țara în stăpânire, ai smerit înaintea lor pe locuitorii țării, cananiții, și ai dat în mâinile lor împreună cu împărații și popoarele țării ca să le facă ce le place. Au ajuns stăpâni pe cetăți întărite și pe pământuri roditoare, au stăpânit case pline de tot felul de bunătăți, puțuri, săpate, vii, măslini și pomi roditori din belșug, au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat și au trăit în desfătări prin bunătatea ta cea mare. Totuși ei s-au răsculat și s-au răzvrătit împotriva ta, au aruncat legea ta la spatele lor, au ucis pe prorocii tăi care rugau fierbinte să se întoarcă la tine și s-au dedat la mari ocări față de tine. Este trist când astăzi oamenii se bucură de belșug să întoarcă spatele la Dumnezeu. Pentru toate lucrurile nesăbuite pe care noi le facem, vom da socoteală. Pentru orice cuvânt care iese din gura noastră nesocotit și necântărit, vom da socoteală. Atunci când faci pe cineva prostule sau nebunule, vom da socoteală de cuvintele pe care le spunem. Atunci când nu profităm de bunătatea lui Dumnezeu, când El ne dă tot ceea ce avem și n-avem și nu avem motive de închinare și de mulțumire, Dumnezeu într-o zi ni le va lua pe toate. Tot în Deuteronom, capitolul 8, versetul 10, spune așa: când vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Spuneți-mi dumneavoastră câți oameni în lumea aceasta îl binecuvintează pe Domnul pentru mâncare și pentru țara în care locuiesc. Câți oameni? Mă întreba cineva, cum sunt bisericile în România? Așa, așa, așa. A venit libertatea, a venit democrația, posibilitatea ca oamenii să plece din țară.
spre uimirea mea și spre bucuria noastră a bisericilor din România, ne bucurăm de veștile care vin din diaspora și cei care au plecat dintre noi în țările din Europa, îl slăvesc pe Domnul și se închină în bisericile de acolo. Pentru noi ca slujitori și pentru bisericile locale care au rămas acasă, nu este mai mare satisfacție și mulțumire decât să știm că cei care au plecat dintre noi n-au întors spatele la Dumnezeu, se bucură de binecuvântările din țara respectivă, dar continuă să laude pe Dumnezeu, pentru că au înțeles că Dumnezeu a îngăduit să ajungă acolo. Așa cum dumneavoastră ați ajuns aici, Dumnezeu v-a îngăduit să ajungeți într-o stare binecuvântată, nu întoarce spatele la Dumnezeu. Fratele Dumitru spunea că în Australia sunt mii și mii de români, dar care uită de Dumnezeu și uită să-i mulțumească că a fost bunătatea lui Dumnezeu care a ajutat să ajungă aici. Și pentru că n-au știut să profite de această bunătate a lui Dumnezeu într-o zi, dar va fi prea târziu. O, dacă am fi știut, o, dacă am fi știut unde este biserica din Perth, o, dacă am știut unde este biserica respectivă, cum nu m-aș fi dus acolo? Românii, mai ales, care în procent de 98% s-au declarat creștini, nu se pot dezvinovăți că n-au cunoscut despre Dumnezeu. Românii, oriunde se duc, au cunoscut în țara lor despre Dumnezeu. Și poate vei întreba un român ortodox, un român creștin, așa zis, cum ar fi putut să audă despre Dumnezeu și despre mântuire dacă n-a participat la o închinare, la un serviciu de adunare? Haideți să enumerăm câteva evenimente care se derulează în viața unui creștin, în viața unei biserici. O binecuvântare, un botez, o nuntă, o mormântare, o evangelizare, la care mulți dintre acești așa zici creștini au participat datorită ramificațiilor de familie, neamuri și rudenii. Au ajuns într-o viață să aibă cel puțin o dată contact cu Evanghelia lui Hristos. Acești oameni nu se pot dezvinovăți că n-au auzit despre viața veșnică. Acești oameni nu se pot dezvinovăți. Și totuși întorc spatele și spun, n-am știut, dar Dumnezeu din ceruri, atunci când va deschide cartea, le va spune, în 1960 tu ai fost la mormântare, la un pocăit și s-a predicat Evanghelia, ți s-a făcut chemare, nu te-ai întors. N-ai profitat de bunătatea lui Dumnezeu ca ți să ierte păcatele. Și așa mai departe, și exemplele pot continua. Dar oamenii nu profită de bunătatea lui Dumnezeu. Iată că Dumnezeu ne dă stăpânire, țări, popoare, ne dă averi și ne dă de toate, dar să nu uităm de El. Pentru că Sfânta Scriptură sunt oameni binecuvântați de Domnul, care, deși au fost bogați, n-au uitat de Dumnezeu. Și avem exemple. Iov, Avram, oameni care au avut bogății fără număr, dar au fost prietenii lui Dumnezeu. Te rog în această seară, fii prieten cu Dumnezeu. Fie că ai mult, fie că ai puțin, fii prietenul lui Dumnezeu. Că El să se bucure în cer, în slava cerească, că aici în Perth are oameni de nădejde. Chiar dacă au mult sau au puțin, ei nu întorc spatele la Dumnezeu. Nu întoarce spatele la Dumnezeu, niciodată. De aceea, în providența sa, Dumnezeu te-a lăsat să fii astăzi aici. Eu recunosc. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge în Australia. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge în Europa. Tângeam, înainte de Revoluție, să ajung măcar în Ungaria. Era lucru mare să ajungi până în Ungaria. Era lucru mare. Dar acum putem ajunge oriunde în lumea aceasta. Nu este bun Domnul cu noi? Nu este Domnul bun cu noi? Am zis, Doamne, dacă vrei să mai ajung o dată în Australia, fă Tu acest lucru, fără intervenția mea. Vă spun, eu n-am luat legătura cu ambasada din Hobart. Și Doamne, dacă Tu vrei să ajung în Australia și anul acesta, mă las pe brațul Tău. Și în câteva zile am primit telefon că s-a apropat să vin din nou în Australia. Vedeți? Nu sunt așa de doritor și nu sunt așa de neliniștit ca să ajung într-o țară sau în alta. Dacă te lași pe mâna lui Dumnezeu și dacă stai la îndemâna lui Dumnezeu și faci lucrarea Lui, Dumnezeu în bunătatea sa îți deschide uși și te trimite și te duce pe căi pe care încă n-ai ajuns să le calci. Și recunosc că este doar bunătatea lui Dumnezeu că mă aflu astăzi aici. Mă gândesc că Domnul a plănuit și a fost atât de bun cu mine că
Atunci când am planificat biletul ca să vin în Australia, era noiembrie, nici nu visam și nu mă gândeam ce se va întâmpla de anul nou. Și am zis, Doamne, Tu ai fost bun. Că dacă s-ar fi întâmplat necazul în familia mea când eram în Australia, nu știu cum aș fi reacționat. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine. Nu știu ce aș fi făcut dacă acea nenorocire s-ar fi întâmplat când eu eram plecat din familie. Dar Domnul a știut. Și în planul Său a făcut ca nepotul nostru de 4 ani să plece dintre noi. Ca planul de venire în Australia să nu fie încurcat. În toate am văzut mâna lui Dumnezeu. Și am fost încurajat și sunt încurajat și dumneavoastră m-ați încurajat că Domnul a făcut ce e mai bine. Niciodată să nu fim neliniștiți, Doamne, de ce îngădui asta sau de ce îngădui cu tare și cu tare lucru. Datoria noastră este să rămânem credincioși. Fie că e bun Domnul cu noi, fie că e mai puțin bun cu noi, noi să rămânem credincioși. Noi să ne facem datoria să ne închinăm Lui la timp și ne la timp. Să nu intrăm în criză de timp, să nu intrăm în stres, pentru că Dumnezeu întotdeauna știe ce e mai bun pentru noi. Dumnezeu Tatăl din Cer a știut ce e mai bine pentru omenire când l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pentru noi. El nu s-a impacientat, El nu s-a stresat niciun chip, niciun moment. Ucenicii au intrat în stres și în impas. Dar cu noi ce va fi? Ce se va întâmpla? Au spus ucenicii. Nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, a spus Mântuitorul. Treaba voastră este să vă închinați. Și îmi place atât de mult rugăciunea din Ioan 17, când Iisus se roagă Tatăl și spune, Tată, mă rog ca ei să fie una. Așa cum sunt eu cu tine, aceștia pe care mi-ai dat, să fie una. Ce ziceți dacă biserica din Perth s-ar uni și s-ar ruga ca unul? Am vedea semne și minuni. Dacă biserica din Perth, dacă biserica din Sântara, dacă biserica din lumea întreagă l-ar căuta pe Dumnezeu și ar recunoaște bunătatea lui Dumnezeu, câte lucruri frumoase nu s-ar face între noi. Iisus Hristos dorește un singur lucru, să fim una, să fim buni unii cu alții, să ne respectăm unii pe alții. Este lucrul cel mai frumos pe care îl vrea Dumnezeu de la noi, pentru că nefăcând acest lucru, nici să nu ne gândim că vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos încă mai are răbdare și ne așteaptă pe fiecare să venim la El în această seară. Iisus Hristos vine la tine și te întreabă în această seară, vrei să fii bun? Aș vrea să-ți faci o analiză în această seară, când a fost ultima dată când tu ai fost bun față de cei din casa ta? Față de tatăl tău, de mama ta, de sora ta, de fratele tău, de colegul de bancă, de colegul de serviciu? Când ți-ai arătat o bunătate ca și bunătatea lui Dumnezeu, cum a zis David? Aș vrea să mă port cu cei din casa lui Saul cu o bunătate ca și a lui Dumnezeu. În această seară vreau ca acest mesaj să te încurajeze, să te gândești. De astăzi vreau să fiu și eu bun cu cineva. Alege tu cu cine să fii bun. Alege față de cine să fii bun. Și prin aceasta să îl proslăvești pe Dumnezeu Tatăl, să-L proslăvești pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Ca cerul să se bucure că tu, în cămăruța ta, în mintea ta, în sufletul tău, ai luat o hotărâre să fii bun cu semenii tăi. Dacă nu la nivelul Mântuitorului, dar cel puțin, Iisus văzând efortul tău, sacrificiul tău, că vrei să fii bun, El te va sprijini și nu te va lăsa. El îți va da ocazia și va da canalele și ușile prin care să poți să-ți arăți bunătatea față de cei de lângă tine. Fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru este peste noi, ne-a dus pe Serebia, bărbat cu minte dintre fiii lui Mahli, fiii lui Levi, fiii lui Israel, și cu el pe fiii și frații lui în număr de 18, Esra 8 cu 18. Iată că Dumnezeu face ca în ocaziile vieții în care trăim, Dumnezeu aduce oameni care să ne motiveze și care să ne binecuvinteze. N-ai vrea să fii și tu unul dintre aceștia? Cu care cerul să se bucure că tu ești bun și cauți ca să te porți cu cei de lângă tine, așa cum a făcut David, așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos? El a venit
să caute ce era pierdut. Cum zice Pavel, eu sunt cel mai păcătos. Cel din urmă, nu meritam. În această seară te provoc să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, n-am fost bun, recunosc. Am fost egoist, am fost arogant, am fost mândru, am crezut că totul mi se cuvine numai mie, dar știu că Tu ai fost bun cu mine și mi-ai dat iertarea și mi-ai dat mântuirea. Aș vrea ca din această seară să plec de aici sub binecuvântarea Ta, cu promisiunea că voi sta la dispoziția Ta. Vrei să faci lucrul acesta? Vrei să ne rugăm în sensul acesta? Dacă mesajul acesta pe care l-am adus înaintea Domnului, într-un mod mai simplu și într-un mod așa cum Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului. Și fiecare să avem posibilitatea să zicem, Doamne, vreau să fiu bun. Vreau să fiu bun. Așa cum a încercat David să fie. Așa cum Tu ai încercat să fii. Ajută-mă și pe mine, prinde puterea Ta și prezența Duhului Sfânt, să dovedesc că într-adevăr seamăn cu Tine. Vreau să vă rog acum să vă ridicați și să facem fiecare o rugăciune simplă în dreptul fiecăruia și să zicem, Doamne, ajută-mă să fiu bun, ajută-mă să fiu credincios și prin ajutorul Tău și prin prezența Sa să dovedesc și să arat celor de lângă mine că sunt într-adevăr un urmaș al Tău. Nu doar teoretic, dar și practic. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne rugăm și să stăm în prezența Domnului. Amin.